Bună seara, bună seara, Monica Costiță. Sunt senior manager, membru KLC și astăzi am privilegiu să dăm acest start al acestor traininguri extraordinare și anume Start Rapid în afacerea Forever. Sper că sunteți pregătiți, cu pix, cu agenda, cu voie bună, cu zâmbetul la purtător, da? Pentru că va fi o seară extraordinară. Eu am pregătit aici cele mai bune sfaturi din experiența mea, așa că tot ce trebuie să faceți este să vă luați notițe și, evident, după aceea să le puneți în aplicare. De ce? Pentru că știu că funcționează. Ok, haideți să vedem. Despre ce discutăm noi astăzi? În primul rând vorbim despre setarea mentală pentru succes. Este un subiect la care eu nu ratez, de fiecare dată vorbesc despre acest lucru. Vom discuta ce ai de făcut în primele 30 de zile, dacă ești preferred customer sau dacă ești deja FBO. Și vom discuta și despre partea asta de organizare, da? Și partea de planificare a afacerii tale. Acum, evident, ai început business-ul forever. Felicitări! Vreau să înțelegi puțin și ești conștientă de acest lucru și anume, ai devenit partener cu un colos mondial. Da, Forever este în 160 de țări. Este un business de peste 42 de ani. E clar că businessul ăsta funcționează, nu? Îți este clar și ție acest lucru. E clar că produsele sunt absolut senzaționale. Gândește-te, numai să iei avize în atâtea țări este un lucru absolut wow. Iar faptul că ești în cea mai tare echipă, și anume echipa Forever România, da, trebuie să-l vezi acolo în topurile Forever, pentru că Forever România este pe locul 9, da, la nivel pe Europa. Așa că ce trebuie să știi tu este că tot ce va, afacerea ta va crește doar în funcție de tine. Pentru că toată lumea are la dispoziție aceleași produse, același plan de marketing și așa cum oamenii reușesc, atât la țară, atât la oraș, atât în România, în Cluj, în UK, în toată lumea asta largă, atunci și tu poți reuși și vreau să te încurajez și să-ți confirm aceste lucruri. Unul din lucrurile pe care tu trebuie să faci acum este, în primul rând, să decizi să devii profesionist, pentru că este un business care se învață. Eu de profesie sunt medic pediatru, am început business-ul, trebuie să știi că eram o persoană foarte introvertită, eram timidă, mi-era rușine să vorbesc cu oamenii, însă am zis așa, măi, dacă sunt oameni care au reușit, atunci tot ceea ce trebuie să fac eu este să învăț să acționez cum acționează ei și să gândesc cum gândesc ei. Și vreau să înțelegi că tot ceea ce o să vezi în seara aceasta și tot ce înseamnă partea de abilități se învață. Însă este foarte important să iei tu această decizie, că da, chiar dacă pleci de la zero acum, totul, da, poate deveni realitate și pentru tine. Trebuie să știi că Forever este afacerea cifrelor mari și te rog, nu te supăra dacă abordezi o persoană, 2, 3, 10 și nimeni nu s-a înscris și zici, oh, Forever nu funcționează. Nu. Trebuie să știi că Forever este afacerea cifrelor mari. În primul rând va trebui să știi care sunt cifrele tale și în seara asta o să discutăm și despre partea asta de cifre. Însă focusul tău la început, în primele 2-3 luni, aș zice eu, este pe a pune semințe. Da? Cum este în agricultură? Punem semințe, da, și ce, ne așteptăm să crească roșia imediat a doua zi? Nu. Avem răbdare, da, avem o udăm, nu, o, nu știu, smulgem buruienile și așteptăm, da, să-i vină vremea, să vină și recolta. Asta este o metaforă, evident, la ceea ce se întâmplă și în afacerea Forever. De ce? Pentru că vei avea persoane care poate le vei aborda și se vor înscrie imediat. Da, și sunt astfel de persoane hotărâte. Însă, de asemenea, sunt persoane care au nevoie de 2-3 luni, poate câțiva ani și chiar sunt curioasă, aș vrea să scrieți acolo pe chat câți dintre voi, da, v-ați înscris cam la ce perioadă din momentul în care v-a abordat sponsorul vostru. Câți dintre voi v-ați înscris imediat, câți au fost poate peste o lună, două luni. Eu am o persoană care s-a înscris și s-a apucat de afacere, da, peste 7 ani. Aș fi putut să zic prima oară, băi, Forever nu funcționează. Ei bine, se poate. Și ce vreau să înțelegi este că în momentul în care vorbești cu un om, da, este la fel ca atunci când pui o sămânță în pământ. Adică a doua zi n-ai scos-o din pământ și ai zis, băi, n-ai crescut, dar ce se întâmplă? Așa că ce vreau eu să zic de fapt este ai răbdare. Ai răbdare cu tine să devii persoana care să îndeplinească toate obiectivele tale.
dar ai răbdare să înveți procesul. Așa că la început pune focus pe a deveni și apoi o să și culegi roadele. Trebuie să știi că secretul este 93% mindset. Și știu că mulți dintre voi acum veți zice, ok, eu vreau să știu totul ca la carte, vreau să zic ceva. Entuziasmul tău și modul în care spui lucrurile va conta mai mult decât dacă reciți toată afacerea forever ca pe o poezie. Entuziasmul și energia din care faci lucrurile contează cel mai tare. Și angajamentul, trebuie să știi că este bagheta magică. Nimic nu se întâmplă fără angajament. Și nimic nu se întâmplă până tu nu decizi să dai 100% în acest business. Și știi, se spune așa, început cu adevărat forever atunci când ai luat decizia. Poate ești înscris acum, ești nou-nouț în business, sau poate ești înscris de câteva luni sau de câțiva ani și totuși încă nu ai început cu adevărat afacerea forever. Afacerea începe atunci când dai 100% și înseamnă să iei o decizie fermă, să elimini toate îndoielile din capul tău. Oare va merge, oare nu va merge? E important să fii focus, numai așa să ai visul tău în fața ochilor. Să-ți iei angajamentul înseamnă să nu cauți scurtături. Da, știu. Trebuie să știi că tot cu muncă se obțin lucrurile și aici în forever. Poate ți-ai dorit să, nu știu, găsești bagheta magică, nu există, va necesita muncă. Evident, este altfel de muncă, însă va necesita efortul tău constant zi de zi. Dacă vrei ca lucrurile să funcționeze, va trebui să dai maxim din tine, să fii 100%, să fii all in. Și chiar dacă ai o oră pe zi, două ore pe zi să faci acest business, atunci când faci forever, fii acolo, atunci când ai o întâlnire, să nu o faci repede sau superficial, fii acolo și dă tot ce este mai bun. Și evident, dezvoltă acest business ca și cum viața ta ar depinde de asta. De ce? Pentru că chiar depinde de asta. Chiar depinde viitorul tău și al familiei tale. Și felicitări! Ai început afacerea forever. Ce trebuie să faci? Foarte simplu. Începe să folosești produsele și e foarte important să nu fii agentul 007. Te rog, nu folosi produsele pe ascuns. Nu ține clean line pe ascuns. Nu bea gelul tău și nimeni să nu știe. E foarte important să le folosești și să arăți lumii acest lucru. Să-l arăți pe social media, poate printr-un selfie, să împărtășești prietenilor tăi. Însă e foarte important să-ți pui banii tăi acolo unde sunt vorbele tale. Și ce îți recomand este, în momentul în care ai decis să faci acest business, devină un produs al produsului. La fiecare comandă mai pune câte un produs, să începi să le cunoști pe toate. Pentru că sunt unele persoane care poate se înscriu cu o comandă mai mică sau unii cu un pachet de business sau, nu știu, poate mai mult. Ideea este că modul în care tu faci lucrurile se va multiplica în echipa ta și sunt anumite persoane care zic, da, eu vreau doar să promovez produsele fără să le cumpăr sau e ok cât am cumpărat la prima comandă. Trebuie să știi că dacă nu se vede că folosești produsele, nu ți-ai vândut cu adevărat oportunitatea și vei avea putere cu adevărat atunci când ești într-o discuție cu o persoană, doar atunci când vei fi ochi în ochi și vei spune, da, uite, eu am luat pachetul, eu am folosit CleanIme, eu am băut gel, uite, eu așa m-am simțit, încearcă și tu. Asta înseamnă să convingem oamenii, da? Aud de multe ori la începător, eu nu știu cum să conving oamenii. E foarte bine, nici tu trebuie să-i convingi. În primul rând, trebuie să te convingi pe tine. Și o să vorbim despre partea asta de credibilitate, pentru că atunci când credința ta în tine și în produse este 100%, nimeni nu poate să stea în fața ta. Îți promit acest lucru. Ai început să folosești produsele, ai participat deja la trainingul Primii Pași spre Manager. Eu personal lucrez foarte mult cu această broșură Primii Pași spre Manager. Avem traininguri săptămânale pentru toată echipa noastră și, din câte știu, da, o să se implementeze în curând și la nivel național. Primii Pași spre Manager este baza. Este locul de unde pleacă absolut toată lumea. Ok. Acum, ce trebuie să-și faci este să știi pentru ce muncești. Pentru că
Nimic nu se va schimba în viața ta dacă nu știi pentru ce muncești. De aceea îți recomand să scrii și să-ți vizualizezi țelurile. De ce e important să le scrii? Că mulți dintre voi, și chiar sunt curioasă, câți dintre voi aveți panou de vise? Dar câți dintre voi n-aveți? Și puteți să scrii acolo, să scrieți acolo, eu am, eu nu am, da? Să fiți sinceri, pentru că e posibil ca unii dintre voi să neglijați acest aspect, poate sponsorii voștri v-au spus despre acest lucru, însă te gândești că poate n-are importanță așa de mare. Vreau să spun ceva, nu există diamant care să nu aibă un panou de visuri sau un caiet unde să scrie obiectivele. În momentul în care le-ai scris, este primul pas prin care ți-ai trecut gândurile, visul tău a trecut din plan mental, a trecut deja în plan fizic și puneți țelurile în agendă, pe un caiet, pe o poză, pe tabletă, pe absolut orice. Și dacă nu mă crezi că este important, vreau să spun ceva, da? Promoției din 1953 a universității ei, i s-a cerut să scrie țelurile și doar 3% au făcut-o. După 20 de ani, la reuniunea clasei, cei 3% care scrisese țelurile erau mai bogați decât toți ceilalți 97% la un loc. Și vreau să te rog, după ce le-ai scris, vreau să-ți scrii, să-ți pui următoarea întrebare. Ce ești dispus cu adevărat să faci pentru toate lucrurile alea? Și dacă vrei să devină realitate, atunci răspunsul ar trebui să fie totul. Ești dispus să faci orice este necesar ca să devină realitate. Fără negocieri. Asta dacă este suficient de important pentru tine, ce ai scris acolo. Dacă nu, mai explorează. Și, ok, ai început, ai participat la primii pași pe manager, ți-ai scris obiectivele, totul începe cu lista de nume. Și ce înseamnă această listă? Înseamnă, practic, să-ți scrii toate persoanele pe care le cunoști în momentul de față. Avem această fișă de la lista 100+, pe care o puteți scoate la imprimantă și să începeți acolo să scrieți absolut toate persoanele. Și vă recomand așa, să scrieți, chiar să vă dați voie să scrieți pe absolut toată lumea. Faceți un brainstorming în familie, cu soțul. În primul rând, scrieți-vă toată agenda telefonică, fără să-i judecați că e tânăr, că e bătrân, că e sărac, că e bogat, nu contează. Scrie-i pe absolut toți. Dacă ai acolo persoane, nu știu, dușmani, scrie și acolo, scrie pe toți, da? Și din trecutul tău, de la școală, de la joburi, locuri unde ai locuit, prieteni, vecini, chiar dacă poate nu ai numărul lor de telefon și poate nu știi de unde să iei. Crede-mă, pe social media toată lumea se găsește. Poate ai anumite activități, poate ai anumite hobby-uri. E foarte important, da, să scrii lista asta cât mai mare. Nu mai vorbim de tot ce înseamnă partea de social media. Și vă spuneam că exemplul personal contează foarte mult. Vreau să vă arăt lista mea de nume. Da, așa arată și de fiecare dată o arăt și echipei mele. Eu am scris-o în ordine alfabetică. Vedeți aici A1, A2, A3. Adică am oameni cu mai mulți cu A, mai mulți cu B, da? I-am scris pur și simplu în ordine alfabetică. Vedeți, unii sunt făcuți aici cu galben. Da? De ce credeți? Persoanele astea fie mi-au cumpărat, fie s-au înscris, da? După aceea am lăsat spațiu. Ceva de genul acesta trebuie să aveți și voi și vă rog, nu neglijați acest lucru. Eu personal nu lucrez cu persoanele care nu au listă de nume, pentru că orice business are nevoie de o bază de date și nu vei putea să crești cu adevărat până nu vei trata profesionist acest business. Lista de nume se face înainte de orice, pentru că dacă te vei apuca de abordări fără listă de nume, vei zice, ok, am 5 oameni, îi abordezi, ai 5 oameni în capul tău, îi abordezi și după aia zici, aoleu, nu mai am oameni pe cine să abordez. Nu, ai de fapt foarte mulți oameni, numai că nu-ți dai voie, da, să-i scrii pe toți. Scriem lista de nume și apoi, ghișe, trecem la treabă. Cât de repede? Din punctul meu de vedere, cât mai repede. Și lista de nume ar trebui făcută în maxim 48 de ore de la înscriere. Practic, așa poți să vezi cât de serioasă este persoana și cât de mult își dorește să reușească. Și hai să vedem așa, ce ai de făcut dacă ești preferred customer? Avem preferred customer în seara asta, avem persoane care nu au reușit până acum să ajungă asistent supervisor? Cu siguranță sunt persoane printre voi. Ce trebuie să faceți? În primul rând,
Primul lucru, participă la primii pași spre manager. Ți-ați broșura, studiază-o, da? Acolo este cheia, ai tot ce trebuie pentru a demara business-ul. Participă la toate training-urile. Unul din lucrurile pe care, sfaturile care mie mi s-au dat la început în business a fost următoarele și vreau să ți le dau și ție din tot sufletul, pentru că chiar sunt cele mai importante. Unul dintre ele este participă la fiecare training. Vreau să te încurajez, indiferent cât de jos ești sau cât de sus crezi că ești, intră la training. Da? Este un business care se învață. Iar al doilea lucru, ia ghicit care este. Al doilea sfat. Al doilea sfat este, fă activul cât mai repede și în fiecare lună. Așa că particip la training-uri, îți scrii lista de nume și începi să faci cât mai repede abordări pe produse. Și ce înseamnă cât mai repede? Dragilor, vă recomand un lucru. Cu cât treceți la acțiune mai repede, cu atât veți avea rezultate mai repede în viața voastră. Cu cât veți sta mai mult, da, este o lege în dezvoltare personală, cu cât aștepți mai mult să pui în aplicare un lucru, cu atât acel lucru nu se va mai întâmpla niciodată. Așa că pune-te pe treabă. Chiar dacă ți-e frică, chiar dacă nu știi cum o să te descurci, pune-te pe treabă. Orice lucru bun merită să fie făcut și prost la început. Și o să vedem de ce. Ok. Spuneam că facem abordări pe produse și practic să vorbești cu oamenii. Obiectivul tău, dacă ești prefer customer, este să ajungi la două puncte cât mai repede. Ce înseamnă cât mai repede? Poți să o faci într-o zi, poți să-ți iei pachetul Start Your Journey și din punctul meu de vedere este varianta cea mai rapidă. Dacă poate n-ai avut bani la start să-ți iei pachetul Start Your Journey, fă un brainstorming și pune-ți acolo o întrebare. Cum să fac să reușesc să-mi iau pachetul de business? Pentru că e șansa ta, încă ești preferred customer. Noi, uite, senior manager, eu nu mai pot să-mi iau Start Your Journey. Și scrie acolo, ce aș putea să fac? Păi uite, aș putea aia. Și selectează 2-3 lucruri pe care poți să le pui în aplicare. Sau varianta un pic mai lentă este cu muncă. Pune-te pe treabă să faci vânzări, să ajungi la două puncte cât mai repede. Poți să ajungi într-o zi, într-o săptămână. Eu îți recomand să nu lași mai mult de 2 săptămâni. Practic, acum suntem în ultima săptămână din martie. Nu lăsa să vină 1 aprilie, da, și tu să nu fii obținut deja cele 2 puncte. Și haideți să vedem care sunt metodele și ce fac eu. O persoană în momentul în care s-a înscris și a scris lista de nume, atunci îi spun, ok, hai cât mai repede facem o prezentare de produse. Acum, în pandemie, ghici cum? Varianta online, da? Și ce înseamnă varianta online? Poate să fie pe Messenger, însă practic se face un chat pe Messenger și trebuie să știți că acolo pot să intre maxim 9 persoane. Deci dacă ești tu cu partenerul tău, pentru că îl ajuți la început, mai intră încă 7 și persoana trebuie să știe acest lucru. Sau poți să faci pe Zoom și atunci ai o sufragerie mai mare. Se arată produsele la cameră, este o prezentare de produse obișnuită, se vorbește la sfârșit și de partea de business și evident tu, pentru că ești sponsorul, îl ajuți să și finalizeze sau să răspundă la întrebări. Eu pun foarte mult accent pe prezentarea aceasta pentru că este varianta cea mai simplă, acum online, pe Messenger sau pe Zoom. Nimeni nu mai are nicio scuză că nu poate, că fac deranj în casă, chiar nu faci absolut nimica. Trebuie să faci un chat cu câțiva prieteni și să dai startul. Este extrem de eficientă. Avem parteneri care au avut comenzi și chiar înscrieri din aceste prezentări de produse. Așa că îți recomand, stabilește-ți cât mai repede primele 2 asemenea prezentări. Dacă ești preferred customer, în prima lună neapărat să ai cel puțin 4 asemenea prezentări online. O altă metodă pe care este o metodă foarte simplă din punctul meu de vedere de a ne dezvolta baza de clienți și la fel tu ca preferred customer, poate ți-ai luat un must try și nu ți-ai luat pachetul Start Your Journey. Ei, de acolo, din pachetul must try, deja poți să-ți faci câteva pachete de testare și aș vrea să vă arăt puțin cum arată un exemplu de pachet de testare, iarăși să vă închid. Ok, deci eu folosesc foarte mult punguța asta, deci eu o iubesc maxim, este super rezistentă și e și foarte, arată foarte bine, nu-i așa? Și este și foarte ieftină, e și super tare. Ce pun eu în pachetele de testare? Eu prefer să pun produse, pot pune așa și personalizat, pe beauty și pe sportiv și pe îngrijire personală, pe absolut orice. Însă eu la început îți recomand să faci o variantă standard. Varianta standard este cu produse de îngrijire personală. De ce?
că toată lumea se spală pe dinți, da? Și putem pune, da, săpunul lichid, pasta de dinți, care se pare că l-am adus acum, da, șampon, balsam, dacă ai început cu mastrai, da, sau cu un pachet, ai și șamponul acolo pe care îl poți folosi. Și de obicei pun două creme, neapărat un crema Heat Lotion, musai, de ce? Sigur într-o casă este cineva care îl doare câte ceva, da? Sau crema cu propolis sau orice altă cremă de beauty de îngrijire. Pe lângă asta, ce trebuie să știți este că eu nu pun doar produsele, eu pun neapărat un catalog care este fie scris cu prețurile, da, prețurile mari recalculate în lei sau afișat o fișă, da, cu prețurile direct calculate în lei, sau există opțiunea, da, să poți să scrii pe catalog la fiecare produs. Și ce altceva îți mai recomand este că eu în acest pachet de testare întotdeauna mai pun și ceva broșuri, pun broșura pe afacere, de asemenea, ați văzut acum Forever a făcut acest, a unit toate newsletterele într-o broșură de produse. Eu cred că se poate scoate frumos și la imprimantă, mai ales la produsele care poate tu le pui în pachetul de testare, este o cale foarte bună ca persoana să citească mai mult, sau poți scoate la imprimantă, nu știu, ceva care crezi tu că interesează persoana respectivă. Și pe lângă asta, neapărat să pui poate și un chestionar de feedback. Este o metodă foarte ușoară și poți să-i dai absolut oricui. Și sincer, chiar și acum în aceste vremuri, evident, ștergi igienic produsele la familie, la prieteni, la colegi, oricine, în jurul tău local, da? Asta te ajută să-ți dezvolți o bază de clienți locale. Ok. Ce altceva putem să facem? Poate ai început cu un program, acum poate nu este pe stoc, dar nu sunt produsele pe stoc, însă trebuie să țineți în vedere, da, să aveți în vedere promovarea programelor C9 și F15. Când țineți aceste produse, vă rog, nu țineți secret, e foarte important să postați, să spuneți tuturor experiența voastră. Când ieși la plimbare cu cățelul și vine vecina, bună vecina, ce mai faci? Tu ghiști ar trebui să spui, sunt foarte bine, dar mă simt extraordinar, uite, țin un program de detox, da? Și practic să poți să mergi mai departe cu persoana respectivă. Și ești preferred customer, foarte bine, poți să începi să faci și partea asta de promovare online. E foarte important la început să înțelegeți un lucru, trebuie să ne construim credibilitatea. Unele persoane, marea majoritate, poate nu încep dintr-un domeniu de business. Unii poate au avut afaceri și oamenii deja îi văd ca oameni de business. Da, uite, pe mine mă vedeau ca medic pediatru. Nu eram eu businesswoman, da? Nu mă știa lumea ca businesswoman. Poate, nu știu, ești o mămică acasă cu copii, ești, nu știu, o contabilă sau indiferent ce profesie ai. Trebuie să începi treptat să-ți construiești propriul brand. Iar rezultatele tale, în special dacă vrei să-ți dezvolți afacerea preponderent online, vor fi direct proporționale cu cum arată profilul tău pe Facebook. Și evident vei posta și despre partea de produse, însă te rog, nu posta produsul ca atare, ci postează: bună, primul meu produs a fost aloe berry nectar și mie mi-a plăcut pentru că puncte puncte. Încearcă-l și tu și o poză cu tine, un selfie. Lucrurile astea, experiența personală, contează mult mai mult decât să cauți o poză cu berry nectar pe internet, pe Google, să te duci să cauți ce scrie acolo, care la ingrediente și să pui acolo, uite așa. Nu mai vorbim de faptul că nu avem voie, da, afirmații medicale sau boli, pentru că produsele nu sunt medicamente. Așa că începe să îți construiești credibilitatea. Oamenii de multe ori nu se înscriu în afacere nu pentru că n-au auzit de Forever, ci poate pentru că nu au încă încredere în tine. De ce? Tu îi spui, a, ce super tare afacere este Forever, și intră la tine pe profil pe Facebook. Ce vede? Ce vede în primele 7 secunde va determina dacă îți răspunde la nu sau la o abordare, dacă merge mai departe cu tine. Da? Așa că lucrează intenționat la acest lucru. Ok. Ca să facem o recapitulare, dacă ești preferred customer, îți scrii lista de nume și începi să abordezi oamenii pe produse în jurul tău. Organizezi cu sponsorul tău cât mai repede o prezentare de produse online. Ai
ceva produse de la prima comandă, deja îi dai drumul la pachete de testare și nu uita de varianta de Start Your Journey, să poți să-ți iei pachetul Start Your Journey. Dar haideți să vedem ce ai de făcut dacă ești FBO. Avem Forever Business Owner acum în seara asta? Cred că da. Cam același lucru ce face și prefer customer-ul, adică trebuie să participi la training-uri, trebuie să scrii lista de nume, trebuie să faci, să dai drumul și tu la abordări pe produse. Însă, ce o să faci este să dai drumul și la abordări pe afacere. Pentru că nu știu ce visuri ți-ai stabilit tu acolo, dar sunt sigură că pentru ele ai nevoie de mai mulți bani. Și asta înseamnă să devii lider, să construiești o echipă, poate îți dorești să ajungi manager, așa că obiectivul tău în primele 30 de zile ar trebui să fie activul, cel puțin, sau chiar prima lună de supervisor, în funcție de cât de departe te-ai înscris de sfârșitul lunii. Poți, recordul în echipa noastră, avem un supervisor care a ajuns în 6 săptămâni. Ideea este că se poate, da? Așa că te încurajezi și pe tine, stabilește-ți acolo cu obiectiv. Cât mai repede supervisor, da? Nu trage de timp. Iar pentru a crește la supervisor, la manager și mai sus, pentru a-ți îndeplini obiectivele, trebuie să înțelegi un lucru, că dacă vrei să construiești un turn, da, un bloc turn, ce ai nevoie? Ai nevoie de o fundație solidă, nu? Ce înseamnă acest lucru? Fundație solidă înseamnă să mergi pe structură, să înțelegi că chiar dacă faci vânzare, este ok, este un rulaj foarte bun, îți aduce bani mai repede, însă dacă vrei să faci manager și să obții toate stimulentele, ai nevoie de structură, ai nevoie de echipă. Și îți recomand să-ți pui focusul pe asta, pentru că acolo unde îți pui focusul, acolo se duce energia. Și cum construim echipă? Ei bine, în primii pași spre manager avem acest ciclu de construire al afacerii Forever. Aici stă tot secretul, credeți-mă. Singurul lucru pe care îl fac oamenii de succes este că învârt roata asta mai repede, o învârt repede. Vedeți aici, viteza este esența, iar recrutarea este esențială. Afacerea ta va crește direct proporțional cu viteza cu care implementezi acest ciclu. Și totul pleacă, da, de sus, de la pe cine cunoaștem, lista de nume, ce vei face cu oamenii ăștia, îi vei aborda, îi vei lua, uite așa, fiecare, rând pe rând și o să-i abordezi. Ai nenumărate exemple și în broșura Primii Pași spre Manager, oricum tot ceea ce vă povestesc eu acum o să înceapă să fie traininguri detaliate pe recrutare, pe fidelizare, în următoarele întâlniri de start rapid, așa că o să aveți exact pas cu pas ce trebuie să faceți. Trebuie să contactați oamenii așa cum vorbiți cu ei de obicei. Dacă de obicei, nu știu, te auzi față în față că e vecina, atunci abordează-o față în față. Dacă de obicei vorbești pe Facebook, atunci abordează-o pe Facebook, da? Așa cum vorbești de obicei cu persoana respectivă. E foarte important să încep să înveți invitația, da? Sunt câțiva pași de recrutare, invităm persoana, o putem invita la un material video, poate scurt. Eu lucrez foarte mult cu materiale video pentru că am viteză mai mare de lucru, sau dacă este vecina ta, te poți întâlni cu ea în condițiile în care poți, mai ales în această perioadă. E foarte important să chem persoana la prezentarea de afacere. Avem de la Forever România, da? A fost prezentarea de business, avem versiune înregistrată. Eu lucrez foarte mult și cu versiune înregistrată a prezentării de business. De ce? Pentru că, nu știu, de exemplu, dacă este o zi în care nu este prezentare de business, eu nu las persoana respectivă să treacă o săptămână și ne vedem săptămâna viitoare. Eu până atunci îi dau o versiune înregistrată. După aia, între timp, mă mai și întâlnești cu el. Poate îl și înscriu între timp până vine prezentarea live, vreau să zic, da? Și apoi trecem la partea asta de acțiune și planificare. Acum, ce contează foarte mult este să înveți pașii, să-i stăpânești foarte bine, dar să înțelegi foarte bine și ce înseamnă ca și cantitate. Care este cantitatea necesară de oameni cu care trebuie să vorbești pentru a avea și rezultate, pentru a înscrie oameni constant în business-ul tău. Și din punctul meu de vedere, evident, cifrele diferă în funcție de metoda de prospectare, pentru că sunt mai multe metode de prospectare, dragilor, da? Există opțiunea să vorbim cu oamenii în jurul nostru, eu îi mai spun contact marketing, înseamnă opțiunea poate pe social media,
toată lumea este acum pe Facebook, pe Instagram, există opțiunea să-ți abordezi lista de nume la telefon, există nenumărate metode. Însă trebuie să știi că una nu seamănă cu cealaltă. Adică, vedeți, aici sunt câteva exemple part-time, 5 abordări. Eu aș pune acolo mai exact 5 telefoane, da? 5 telefoane din lista ta. Full-time, 10 abordări. Dacă trimiți un mesaj pe Facebook, poate ăla nici nu este văzut și atunci, dacă trimiți 5 mesaje, poate nu este suficient. Da? Depinde de metoda de prospectare. În momentul în care tu i-ai abordat pe... ai dat drumul la abordări, ai început să dai poate materiale sau să te întâlnești cu persoana respectivă. Nu vreau să intru foarte mult acum în detalii în lucrurile astea, pentru că aici sunt echipe diferite. Faceți așa cum vă învață sponsorul vostru, pentru că așa e cel mai bine. Da, după aceea îi trecem pe ceea ce numim noi fișa de urmărire a activității, așa arată la mine. Este o fișă pe care eu întotdeauna adaug peste, da, și le numerotez. Martie 1, 2, 3, da, ca să știu exact de unde iau oamenii și întreg exact data, vedeți acolo cald, rece, ce știu eu despre persoana respectivă, dacă i-am trimis un material video sau m-am întâlnit, dacă i-am dat o prezentare de business. Și fișa asta este foarte importantă pentru că de ea depinde succesul tău în afacere, adică cel puțin, iarăși eu nu lucrez fără fișă de urmărire, și nici nu am cum să ajung un partener de-al meu dacă nu are fișă de urmărire. Pentru că, știi, cifrele sunt oglinda afacerii noastre. Crezi că vreun business, nu o să-i dau numele, cu hamburgeri, știți voi, credeți că știe câți hamburgeri se vând într-o zi? Ia scrieți-ne acolo. Credeți că știu câte kilograme de carne, de cartofi, de nu știu ce... aduc în fiecare zi? Cred că da, nu? E bine, și noi trebuie să știm, băi, am vorbit cu atâția oameni luna asta, la atâția am reușit să le dau un material video sau să fac niște pași mai departe, la atâția au văzut prezentarea de afacere, din prezentarea de afacere atâția am înscris. Sunt cifrele tale și știu că mulți dintre voi poate nu sunteți cu cifrele, nu vă plac cifrele, însă n-ai cum să crești ceva dacă nu măsori. Și știu că poate doare de genul, trebuie să scrii zero sau poate ai zile în care poate nu faci abordări, mai ales la început până începe partea aia de consecvență, însă fără fișă de urmărire, nu ai cum, eu ca și sponsor nu pot ajuta un nou partener. De aceea, dacă ești acum în primele tale 30 de zile, descarcă-ți fișa de urmărire, o găsești acolo pe contul tău, pe foreverliving.ro și ține-ți evidența, decide să fii profesionist. Pentru că, de exemplu, dacă sunt persoane care fac multe abordări și nu au materiale, n-au discuții, e clar că e o problemă la invitație, nu-i așa? Dacă avem persoane care fac multe discuții, au prezentări și poate nu scriu, e o problemă la finalizare, nu? Și atunci eu știu exact cum pot să ajut partenerul meu. Însă o să poți să-ți dai seama de cifrele tale, nu chiar din primele zile, adică nu te speria că ai trimis poate niște materiale sau și nimeni nu ți-a răspuns. Cifrele o să ți le vezi cu adevărat cam peste 2-3 luni. Îți aduce aminte de recoltă, ce spuneam. Va trebui să vezi, să-ți urmărești activitatea pe 2-3 luni ca să-ți vezi cu adevărat cifrele tale. Așa că dă-i startul chiar acum. Obiectivul este să faci activul încă de la început și cei care fac activul în prima lună, eu personal îi numesc fast starter, sunt oamenii care sunt hotărâți, sunt deciși și sunt pregătiți să acționeze masiv pentru visurile lor și, sincer să fiu, nu știu câte puncte ai acum în momentul de față, însă vreau să spun ceva, până pe 31 tu deja poți să faci activul, chiar dacă ai 0 sau 0,3, nu știu cu cât ai înscris tu în afacere luna asta. Ce înseamnă activ? Înseamnă să faci un punct pe ID-ul tău, da? Care se poate, poate să însemne folosire personală și vânzare, dar minim un punct, poate să fie și 4, poate să fie și 6, nu contează, dar minim un punct și minim, da, 3 puncte din preferred customer. Asta este varianta ideală a activului și e foarte important să înțelegi încă de la început că activul este esențial dacă tu vrei să crești. Este dovada
da, față de tine, că ești serios în acest business. Este condiție ca să primești bonus, bonus de la echipă, să poți să te califici la toate stimulentele. Și crede-mă, ce exemplu mai bun este pentru tine, în primul rând, că ai început să faci business, începi să câștigi bani, dar mai ales pentru viitoarea ta echipă. Așa că, da, activul, planifică-ți activul să-l ai în fiecare lună, încă din prima lună. Și acum o să vorbesc despre un subiect, da? Cui place organizarea? Nimănui, dar fără, nu prea se poate. Trebuie să știi că dacă vrei să ai succes, trebuie să înveți să te planifici, să-ți planifici business-ul, să înveți să lucrezi organizat, pentru că nu ai cum altfel. Și vreau să te gândești la următorul lucru. Ai nevoie, în primul rând, de o agendă, de o agendă datată. Forever ne pune la dispoziție agendele Forever. Da, le avem, le putem folosi și mie îmi plac foarte mult pentru că sunt, uite, așa. Nu mă auziți? Stați aproape de microfon. Nu știu dacă mă auziți. Cred că da. Da, arată, deci este practic o săptămână. Da, este pe o săptămână întreagă. Și ce va trebui tu să faci? Și cred că, dacă ziceam că pe primul loc este lista de nume, pe locul 2 este partea de agendă. Trebuie să-ți iei o agendă, să-ți cumperi agendă, să lucrezi cu agendă. Și trebuie să decizi câte ore vei dedica tu afacerii tale. Pentru că, chiar dacă decizi să aloci o oră, jumătate de oră, 2 ore, 3 ore, 8 ore, cât vrei tu, va trebui să fie, să ți le stabilești și să rămână bătute în cuie. De ce? Pentru că dacă nu există agendă, nu ți le vei scrie, nu ți vei scrie ce faci tu în fiecare zi, este foarte ușor să neglijezi și să zici, lasă că fac lucrurile mai târziu, după ce spăl vasele, după ce fac mâncare, după ce dau de mâncare la copii, da, am venit acum de la job, stai să mă mai odihnesc puțin că sunt obosită. Și o să amâni. Și așa o să amâni o zi, a doua zi, a treia zi și te-ai trezit că a trecut jumătate de o lună și poate n-ai făcut nimic. Personal, vreau să vă spun ceva. La mine, dacă nu este un lucru trecut în agenda, la mine nu se întâmplă. Și trebuie să-ți iei o agenda, să-ți te gândești. Ok, câte ore pot să dedic eu afacerii mele luni? 2 ore. Câte ore marți? Câte ore miercuri? Și tot așa. Și te gândești în ce interval orar. De la 8 la 10, poate jumătate de oră dimineața, poate seara, poate mergi la job, poate ai o pauză de prânz unde te poți aloca acolo, nu știu, un sfert de oră, jumătate de oră, nu contează. Treceți acolo intervalul orar și fă-ți agenda și ce îți recomand este să lucrezi cu marcere colorate în care să pui, nu știu, pentru jobul tău puneți o culoare, pentru business-ul forever puneți o culoare, pentru familie puneți o culoare, da? Și blochează timp. Adică blochează timp de la ora X la ora X sunt la job, de la ora X la ora X, da? Și vreau să vă arăt puțin cum arată agenda mea, da? Este super colorată, pentru că este ceva vizual pentru mine și mă ajută foarte clar și știu ce trebuie să fac. Ok, da? Deci îți stabilești. Tu în fiecare zi trebuie să știi ce faci. De la X la X faci asta, de la X la X faci asta și tot așa. Și faci pătrățel, bloc de timp, îți oprești timp acolo, intenționat. Trebuie să știți că nu există timp liber. Este o minciună asta. Nu există că facem forever în timp liber. Întrebați mămicile care stau acasă, dacă ele stau un pic, dacă au vreun moment liber. Nu, este vorba de timp intenționat pe care îl dedic afacerii mele. Și după ce îmi blochez timpul, da, pe agenda și știu foarte clar când fac forever, poate fac jumătate de oră dimineața înainte de a pleca la job, seara, 2 ore, tu îți faci programul. Trebuie să stabilești clar în acel interval orar în care ți-ai spus că faci business-ul forever, treceți exact ce activități faci în fiecare zi. Pe recrutare, pe vânzare și inclusiv pe parte de social media. Și în fiecare zi ar trebui să treci. Ok. Vrei să faci prezentare de produse, stabilește-ți când, sâmbătă, ți-o treci sâmbătă, sâmbătă îmi fac prezentare. Ok, dar nu e suficient să ți-o treci sâmbătă, trebuie să te gândești de când începi să faci invitații și treci și tu cu 2-3 zile mai devreme. Miercuri invitații prezentare, joi invitații prezentare, da? Începem să ne pregătim în avans și scriem pe agenda lucrurile astea. De asemenea, dai un pachet de testare, scrii când îl dai, luni îl dau, ok, dar te gândești și cui.
cui îl dau? Luni mă gândesc să îl dau Mariei. Sau poate îți treci una, două, trei nume sau îți faci o listă dinainte cu 10 persoane la care tu vrei să dai pachet de testare. Că dacă nu ți-a răspuns prima, nu rămâi în pană. Trebuie a doua, a treia, faci rost de alte persoane, da? Când îl dai, când îl iei? De asemenea, pe recrutare, cu cine vorbești luni? Și mulți dintre voi știu că sunteți bine intenționați, vreți să faceți abordări, da? A venit agenda și scrie acolo, de exemplu, vreau să sun 10 persoane și te uiți în agenda. Păi aș suna, da, pe cine să sun? Eu vreau, da, pe cine? Și ce faci? Dacă nu ai listă de nume clar, ești terminat. Și ce faci? Îți iei lista de nume. Însă ce te provoc eu este în fiecare duminică să-ți scrii pentru săptămâna care urmează și ți-ai lista de nume și zici, luni vreau să sun pe Maria, Irina, cutare, cutare și ți-i scrii. De ce? Pentru că dacă tu poate ai jumătate de oră la job în care tu poți să dai business în pauza de masă, dai telefoane în pauza de masă, te uiți pe agenda. A, pe Maria, Irina, cutare. Și dai drumul la telefoane, nu mai stai pe gânduri. Încep să acționezi, da? Și ne scriem toate activitățile pe vânzare, da, pe recrutare și vă spuneam și pe social media pentru că nu știu cum sunteți voi, unii dintre voi scrieți așa postări, scrieți povești foarte frumoase, unii chiar au talent la treaba asta, nu? Avem talentați printre noi la postări? Avem. Dar sunt unii care, băi, nu prea au talent, trebuie să se gândească un pic, trebuie să gândească ce să scrie acolo, ce să posteze. Ei bine, eu am nevoie de planificare, da? Trebuie să mă gândesc dinainte ce să scriu, cum să scriu și fă-ți la fel, în fiecare duminică gândește-te, băi, luni vreau să postez despre asta, marți despre asta, miercuri despre asta și încerci să te gândești în avans. Și încă o dată vă readuc aminte, nu înseamnă să postez despre produse în fiecare zi, pentru că ghiși ce? Dacă o să postez despre produse, ce o să atragi? Clienți. Dacă începi să arăți și stilul de viață mai ales și cum te ajută pe tine afacerea Forever și poate ceva citești tu printr-o carte în loc să o scrii, poate chiar faci un live, deja începi să treptat să-ți construiești propriul tău, propria ta imagine pe Facebook și prietenii tăi care până acum nu te băgau în seamă închiși ce? A, dar ia uite ce face, a, ia uite, a participat la un training, chiar vă încurajez, puteți să vă faceți un selfie, să ziceți, da mă, uite, am participat la un super training în seara asta și am învățat cum să-mi dezvolt business-ul meu. Promovați-vă, e foarte important să vă faceți cât mai vizibil, da? Ok, ne organizăm, v-am spus, în fiecare duminică ne aranjăm agenda și să nu existe săptămână fără agenda făcută, da? Fără parte de organizare, pentru că e foarte ușor să intervină urgențele altora în viața noastră. Ok, acum vreau să înțelegi un lucru, că dacă vrei să devii un lider bun, și știu că toată lumea își dorește, da? Toată lumea își dorește să știe că a luat o decizie bună. Trebuie să înveți să conduci prin exemplu personal. Și fie că ai 20 de oameni în echipa ta, fie că n-ai niciun om în echipa ta, vreau să înțelegi că tu ești cea mai importantă persoană din echipa ta. Și în momentul în care tu vei face lucrurile care trebuie, tu vei fi cel mai important om și cel mai bun om din echipa ta, atunci vei atrage și oameni din echipa ta. Și cea mai importantă vânzare pe care tu trebuie să ți-o faci, nu sunt produsele, nu sunt afacerea, este tu să-ți vinzi ție în fiecare zi, ghiși ce? Visul tău. În fiecare zi să te conectezi la visul tău și să-l ai permanent în fața ta, să știi pentru ce muncești, pentru ce tratezi obiecții, pentru ce treci peste provocări, pentru ce te trezești dimineața. În fiecare zi e important să-ți vinzi ție visul tău și trebuie să-ți dezvolți acea credință fermă că produsele, compania, echipa, sistemul, planul de marketing sunt cele mai bune ever. Acum, evident, sunt cele mai bune ever, însă în momentul în care tu, nivelul tău de credință o să fie la 1000%, o să fie 100%, tu în momentul în care te-ai întâlnit cu o persoană în fața ta, ghiși cine va învinge, da? Cu ghilimelele de rigoare. Dacă vine o persoană care are în fața ta o grămadă de obiecții, care zice, nu știu, că produsele nu sunt bune sau că sunt scumpe sau nu știu ce obiecții îți bagă. Dacă tu le-ai folosit și tu
le-ai simțit pe tine, pe familia ta. Nimeni nu poate să-ți spună lucrul ăsta, nu-i așa? De ce? Credința ta este foarte puternică. La fel și pe partea de business. Dacă tu știi că afacerea asta schimbă viețile și dacă încă nu e sigur, ia-ți bilet la Global Rally, să vezi acolo ce vieți schimbate, atunci te vei comporta astfel încât să-ți demonstrezi credințele. Persoana care are nivelul de credință mai mare va câștiga discuția. Știți, este un citat și chiar și o carte care spune sell or be sold. Ori vinzi tu oportunitatea, ori o să-ți vândă persoana din fața ta toate scuzele și toate obiecțiile. Iar pentru a-ți dezvolta această credință, încă o dată spun, participă la fiecare training. E normal că poate la început să nu ai credința. De ce? Ai folosit și tu o pasă de dinți și poate nu știi tu chiar așa. Ai văzut la sponsorul tău, la echipa ta, dar e important ca tu să experimentezi toate lucrurile astea, da? Și să începi să câștigi bani încă de la început, să faci activul. Poate la început ești o persoană care ești mai, nu știu, întotdeauna ți-a păsat ce zic oamenii și să știți că și eu am fost dintre acele persoane la început. Mă gândeam, oare ce o să zică prietenii despre mine? Dar oare dacă postez, nu știu ce, ce o să zică? Dar oare dacă îi abordez, aoleu, ce o să zică? Vreau să înțelegi un lucru. Cu părerile altora mor de foame. Adică ar trebui în primul rând să te concentrezi pe ce crezi tu despre tine decât ce cred alții despre tine. Părerea altora nu o să-ți plătească ție facturile, nu o să dea de mâncare copiilor tăi, nu o să te ducă pe tine la, în Sydney, în America, nu o să-ți transforme viața. Și nu știu ce fel de persoană ești. Sunt persoane în momentul în care își abordează lista de nume, lista de apropiați, găsesc prieteni și susținători. Da, sunt astfel de persoane. Dar de asemenea sunt persoane care primesc bețe în roate. Nu știu din ce categorie ești tu acum, însă vreau să te încurajez. Chiar dacă ești în categoria cu bețe în roate, în care familia, nu știu, persoanele, prietenii zic, a, ce te-ai apucat tu, continuă, pentru că poți să reușești. Eu am fost una din persoanele în care la început mi s-a băgat bețe în roate și iată că am reușit, așa că cu siguranță poți și tu. Și vreau să-ți mai spun încă un lucru. Ceea ce spun alții despre tine spune mai multe despre ei decât despre tine. Și modul în care tu reacționezi la ce spun ei spune mai multe despre tine. Sper că m-ai putut urmări din ce am spus. Însă, în momentul în care încep Forever, trebuie să știi că intri în cea mai tare școală de dezvoltare personală. Și de ce zic lucrul ăsta? Pentru că sunt mulți dintre voi care participați la tot felul de seminarii, citiți cursuri, citiți cărți, ceea ce este foarte bine, însă, de obicei, între partea de citit și a pune în practică, de obicei este așa o prăpastie. E foarte important să înțelegeți că business-ul Forever ghiși ce va face. Va uni cele două capetele ale stâncii și, evident, o să fie un business care poate o să te provoace, o să faci lucruri poate care te scot din zona ta de confort, însă este în regulă. De ce? Pentru că doar așa crești și în momentul cu cât o să crești tu mai mult, cu atât vei trage business-ul după tine. Și chiar dacă ești acum la început și ai început să faci primele abordări și te apucă toate fricile când ai telefoane sau vorbești cu o persoană, vreau să înțelegi că frica și nesiguranța nu sunt semne că urmează să o dai în vară. Sunt semne că pur și simplu faci ceva nou și că urmează să crești. Așa că dragul meu, draga mea, dacă este suficient de important pentru tine, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză. Însă, recomandarea mea este, ține cu dinții de visul tău, indiferent ce obstacole, ce nu-uri ei. Trebuie să știi un lucru. În primele 30 de zile o să primești și nu-uri. Poate chiar multe, dacă acționezi. Însă vreau să-ți spun că asta este un lucru bun. Înseamnă că pur și simplu ai trecut la acțiune și vreau să te încurajezi și să știi că după nu-uri întotdeauna vin și da-uri. De ce? Pentru că este legea polarității. Nu există stânga fără dreapta, nu este noapte fără lumină, da? Întuneric fără lumină, nu este cald fără rece. Nu există nu-uri fără da-uri. Așa că te încurajezi să continui. Pune aceste lucruri în aplicare, participă la fiecare training, participă la fiecare start rapid în business și vei vedea cum, participând la training-uri, punând în aplicare, visurile tale devin realitate.
Eu vă mulțumesc, vă îmbrățișez pe toți, mulțumesc pentru această seară minunată. Să vă primi și înregistrarea. Vă aștept cu mare drag la următoarele traininguri, să participați alături de colegii noștri. Și ce contează cel mai mult este acțiunea. Vă pup, seară minunată tuturor!